Florin Tănase are cel mai tare card dintre toți românii în FIFA 22. La 3 stele weak foot și 3 stele skill moves, e clar pentru mine că Tănase nu poate fi nimic altceva decât un card pe care îl joci de fun. 88 composure? Tănase nu te va ajuta însă în divizia 3 sau mai sus. De asemenea, îți recomand să nu te chinui să-l legi. Bagă-l titular, fără niciun link. Pune-i antrenor român ca să-l duci în 5 cam și îți garantez că te poți distra cu el în squad battles așa cum e. Ca să vă faceți o idee, așa arată Tănase în 5 cam versus Tănase în 10 cam. Sunt curios, în Rivals în ce divizie ești?